haideți să vedem câte întrebări avem. Cine are întrebări pentru Radu Georgescu? Ia să vedem. 1, 2. Deci prima... Da. Da. Tu poți să întrebi din orice domeniu. Da. Dacă mă... Da. Va trebui să spui un număr de la 1 la 4 pentru Game Master. 3. Aceste numere reprezintă niște locații secrete pe care doar Game Master-ul le știe și el se poziționează, începe să stea într-o anumită poziție în sală. Pe măsură ce lumea interacționează cu el, el se apropie, face câțiva pași. La sfârșit, persoana de care e cel mai apropiată va primi un premiu. Este un fel de semi-random, așa. Spectaculos. Spectaculos. Ok, Tibi, prima întrebare. Poți să spui. O să încerc să repet întrebarea. Cum îți atragi A-players într-un startup, pentru că vorbim despre un business aflat la început în care nu ai resurse? Ai o resursă foarte importantă, acțiunile firmei tale. Și în loc să plătești cu bani, plătești cu acțiuni. It's all about money sau există și alte incentivuri? Există fără îndoială și foarte multe alte incentivuri, dar până la urmă toată lumea trebuie să își plătească facturile. Dacă okay. cineva lucrează fără bani, este nemaipomenit, dar... Dar. Dar. Iulian? Două întrebări. Una, tot la fel. În cazul unui startup, cât de mult poate să lase din procentele lui celorlalți ca să-i motiveze? Legat de întrebarea pe care a pus-o colegul meu anterior și apoi, dacă vreau să găsesc suport financiar, cui mă adresez când vreau să găsesc pentru un proiect mic până în 5-10.000 de euro? Cui mă adresez când vreau să găsesc resurse pentru un proiect mai mare, de, să zicem, ceva zeci de mii? Ok. Prima întrebare, cât poți să dai angajaților, să zicem așa, fără ca să te diluezi tu foarte mult? Și la cine cauți bani de investiții? În principiu trebuie să-ți faci o socoteală pe trei runde de investiții, seed, A round și B round. La fiecare dintre ele îți faci socoteala, este așa, după cum bate vântul. Este, la fiecare dintre aceste runde îți faci socoteala că pierzi 10% ca ESOP, deci dai la fiecare din turele astea, dai 10% la angajați și dai 20% la fondul de investiții sau la cine bagă bani în tine și tu trebuie să ajungi la sfârșitul acestui exercițiu probabil să rămâi într-un 30-40% ca să facă sens un exit pentru tine, să nu fii doar un angajat, ci să fii un acționar. Dacă te uiți, îți faci socoteala pe tot cap table și pe toate abaterile de la standard, trebuie să aibă noimă pentru tine. Așa îți faci socoteala. Nu cred că există un standard. Deci, în principiu, răspunsul este 10% din firmă dai la fiecare rundă. De la cine iei bani? În seed iei de la cei 3F în engleză, cei 3P în română. Family, friends and fool. Prieteni, părinți și alți proști. După care iei de la angel investors, de la oameni care fac chestia asta. Și după aceea iei de la fonduri de investiții. Dacă te uiți la 10-20 de mii, probabil prieteni și angel investors. Ok, foarte bine. O altă întrebare acolo, ești a treia. Acolo. Te citesc de ceva vreme și chiar am încercat să pun în business-ul meu ce scriu acolo. Mulțumesc frumos. Am o întrebare scurtă pentru tine. Când vrei să investești într-un business, care sunt primele, nu știu, două sau trei lucruri la care te uiți? Care sunt primele două lucruri la care te uiți când vrei să investești tu, Radu Georgescu, într-un business? Eu, și este răspunsul fix al meu. Pe mine mă interesează, în primul rând, să fie într-o zonă în care eu să pot aduce valoare. Nu mă interesează să investesc bani, mă interesează să pot să fiu implicat. Și astea sunt domeniile e-commerce, online, technology. Deci asta este cel mai important. Al doilea lucru important este să fie super scalabil, să scaleze foarte mult în sus și vorbim de definiția scalabilității dacă vreți. Și al treilea lucru este să existe o chimie foarte bună între mine și antreprenor. Ok, mai avem o întrebare, Raul. Primele două cele mai mari provocări în viața asta de antreprenor și primele două provocări în viața de antreprenor și lecții învățate eventual din chestia asta. Asta cu lecții învățate ne trebuie foarte mult timp. Nicio problemă. Și o să evit să răspund. Primele două provocări, nu știu să răspund la întrebarea asta foarte scurt.
O să îți dau eu un pic de timp. Cred că trebuie să fac o precizare legată de ce spunea el atunci când zicea că poate să ofere valoare și foarte important de făcut precizarea asta, că există o percepție că investitorii investesc așa otova. Am 50.000 și investesc în loto, în tot felul de alte chestii. Radu a spus că investește acolo unde poate să aducă valoare pentru că el are expertiză în zona respectivă și atunci el când vine într-un business, e bine de știu că vine nu numai financiar, el vine și cu experiența, cu know-how, cu skill-urile, cu network-ul pe care îl aduce în spate. E o precizare care mi se pare extrem de importantă atunci când vine vorba de investiții, că un investitor de genul Radu nu vine, ok, ți-am dat 50.000, ne vedem peste un an. Da? Gata. Da, și îmi dai 7. Mersi frumos, știu să răspund la întrebare. Te rog. Prima provocare a fost să înțeleg exact ce ai spus tu, să înțeleg că a investi în business-uri la care nu mă pricep să aduc valoare este perdant. Am investit până acum în 27 de business-uri. Toate cele care au fost non-IT au fost failures și să înțeleg că nu sunt atât de deștept încât să pot investi în orice a fost o chestie complicată, dar odată ce am înțeles-o, lucrurile au mers foarte bine. Și a doua problemă, în IT, mi se pare foarte complicat să înțelegi diferențele culturale între diverse geografii. Să înțelegi că ce se întâmplă în România nu are cum să funcționeze în state, ce se întâmplă în state nu are cum să funcționeze în Japonia, ce funcționează în Japonia nu are cum să funcționeze în India și așa mai departe. Să înțelegi aceste diferențe și cum anume să faci scalabilitate globală este o chestie foarte, foarte groasă. Groasă, da. Uh-huh. Ioana. Ok, întrebarea era pentru investiție inițială de 10-15 mii la o proiecție pe hârtie în Excel de 70 de mii, cam cât ar cere în acțiuni un investitor, o proiecție de genul ăsta? Și asta este întrebarea RAF. Probabil că Radu va cere niște detalii, ce tip de business e, dacă e în organe. O să încerc să iau mai sus. Da. În principiu, modelul corect matematic este așa. Tu ai acum o firmă pe care trebuie să o evaluăm. O evaluăm la valoarea de 40.000, să zicem, și întrebarea este cum o evaluăm, asta e alt subiect. Dacă tu ai 40.000 și îi pui pe masă, eu am 10.000 și îi pun pe masă, împreună vom avea o firmă de 50.000, 40 plus 10, din care tu vei avea 80% și eu voi avea 20%. Să considerăm că nu există capital din partea mea. Nu e vorba de capital, e vorba de valoarea chestiei pe care o pui tu pe masă. Sunt atât de multe alternative. Ok, acolo Dan, Dan, George și Vero. Dan. Da, și aici. Radu mă cheamă, domnul Georgescu e taică. Da, s-a cerut din audiență o sugestie legată de două domenii pe care Radu le consideră appealing în momentul de față pentru cei care ar vrea să înceapă un business în zona asta. Cred că fiecare trebuie să înceapă un business cu ceva pe care îl știe, pe care îl stăpânește, care îi place. Nu cred în noțiunea vreau să mă fac antreprenor, vreau să pornesc ceva. Ce dracu să pornesc, frate? Gogoșerie sau un site de calculatoare sau un site de dinți? Te apuci de ce te pricepi? Ok. George, întrebare acolo. Vorbim de startup-urile românești concret pe motivul scalabilității internaționale. Care sunt cele mai importante bariere pe care le-ai întâlnit în momentul în care s-a întâmplat? Vorbim de startup-urile românești și de scalabilitatea lor pe piețele internaționale. Care sunt blocajele de care te-ai lovit încercând să crești aceste business-uri pe piețe internaționale? Blocajele pe care le-am văzut la alții sau de care m-am lovit eu? De care te-ai lovit tu, da. Blocajele pe care le-am văzut la alții sunt... Deci blocajele pe care le-am văzut la alții sunt probleme de mindset. Nu am văzut suficientă deschidere internațională la români. Românii sunt destul de închistați în noi înșine. Noi credem că noi le știm pe toate, așa ca la noi este peste tot.
Asta este prima problemă și asta e problema pe care am văzut-o la alții. Și problema pe care o am eu este că nu găsesc suficient de mulți oameni în România care să aibă această deschidere. Problemele mele personale în momentul ăsta este că nu găsesc două tipuri de oameni în România și din cauza asta am fost obligat să scot companii din România să le duc în altă parte. Nu găsesc product management, în adevăratul sens al cuvântului product management, și nu există așa ceva în România. Tot ce este product management devine antreprenor și vrea să-și facă firma lui. Nu există product management de angajat. Și doi, nu există oameni cu deschidere internațională în mai amplul înțeles al acestui cuvânt. Mai este Veronica, Alex și încă două întrebări aici. Veronica? Să zicem că we have a match, chemistry sau altceva. Și lucrurile pe cutie, adică valuation nu este ok. Scuză-mă, we have a match. We have a business match, avem o primă întâlnire, după aceea și lucrurile pe hârtie sunt ok, adică avem un evaluation, o evaluare ok, știm fiecare cu ce venim, avem și un multiple la profit și lucrurile pe hârtie sunt foarte clare. Însă, fiind un business internațional, eu nu cunosc piața asiatică, piața americană atât de bine, tu ai încredere în echipa noastră și în modelul nostru de business și totuși lucrurile nu ies. Ce faci atunci tu ca investitor? Bad luck! Și cum ne afectează asta pe noi ca antreprenori? Păi, chestia este așa. Odată ce un investitor a investit în tine, pe măsură ce lucrurile merg mai prost, primul care pierde ești tu. Da. Și dacă ajungi să pierdă și investitorul, atunci bad luck pentru toată lumea. Dar investitorii își asumă acest risc. Este un risc asumat. La mine, din 27 de investiții, vreo 15 plus au pierdut toți banii. Oh. Și e un număr bun, crede-mă. Da? Și n-am nicio problemă, adică este asumat, nu te împușcă nimeni, nu te aleargă cu mașina pe stradă, nu te calcă, nu... Da, nasol, facem împreună tot ce credem împreună că e de făcut ca să nu pierdem, dar dacă pierdem, nasol. Așa? Trebuie să citim foarte multe cărți despre chestia asta. Este despre execuție, este despre noroc, este despre o grămadă de lucruri. Execuție. Mulțumesc, Alexandru. După cât timp ne dăm seama că ideea este validă? Sau când ne dăm, sau cum ne dăm seama că ideea este validă? În primul rând, eu nu cred în investițiile în idee. Eu cred că se investește mult mai târziu decât în idee, dar din punct de vedere al antreprenorului, sunt pași. Proiectul este o idee, după aceea este un business plan, după aceea este un proiect, după aceea este un prototip, după aceea este un produs, după aceea este primul client, după aceea este primul client plătitor, după aceea este break-even, după aceea este profitabilitate. În fiecare din acești pași îți dai seama că ceva a mai mers. În care din pașii ăștia trebuie să apelăm, sau ar fi bine să apelăm la un business când angel? Când nu mai ai bani sau când nu mai ai knowledge, trebuie să ți-l aduci de afară. Când nu mai ai bani, apelezi la business angel. Când nu mai ai knowledge, apelezi la advisors. Ok. Eugen? Raul? Nu știu dacă se leagă de punctul cu product management, dar eu simt și aș vrea să-mi confirm sau să-mi infirm că există un gap foarte mare între tehnicieni și oameni de business. Lipsește traducătorul între ei. IT-ști versus managers, spre exemplu. Este o discuție foarte lungă asta, dar da, este o problemă foarte mare. Una din problemele legate de treaba asta este că în România produsele sunt create de oamenii tehnici. În realitate, produsele, într-o lume de business, produsele ar trebui create de oamenii de marketing. Și din cauza asta, România scoate produse tehnice foarte bune, extraordinar de bune, pe care nu și le dorește nimeni. Care nu le vrea nimeni. Florin. Ceva asemănător vreau să întreb și eu. Radu, ai spus puțin mai devreme de un product management bun pe care românii nu-l au. Poți să dezvolți puțin? Da. Un product management bun românii nu au. Din punctul meu de vedere, treaba este așa. O firmă are nevoie de financiar, are nevoie de comercial,
are nevoie de tehnic. Comercialul are vânzări și marketing. Marketingul face, studiază piața, cine este piața, cât de mare este, ce își dorește ea și de aici, din ce își dorește ea, rezultă ce produs, cum trebuie să fie, ce features, câte butoane să aibă, ce să facă și așa mai departe. Ia chestiile astea, creează specificațiile de produs și le livrează oamenilor tehnici. Deci le spune oamenilor tehnici ce să facă. Ei decid cum să facă și trebuie să o facă bine. În clipa în care programatorii decid că trebuie să facă un produs așa și așa și așa și așa pentru că așa cred ei că este bine, va ieși again un produs extraordinar de bun pe care nu-l va cumpăra nimeni. La noi, noțiunea de marketing predată în orice instituție, mai mult sau mai puțin de stat, mai mult sau mai puțin de învățământ, este marketing egal promovare. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte greșit. Da. Ok, Liviu. Eu aveam o întrebare. Dă-ne, te rog frumos, un exemplu de succes, un proiect de succes pe care l-ai susținut și, nu știu, ceva satisfacții pe lângă pe cele financiare. Toate... Așa? În momentul ăsta, cel mai de succes proiect la care mă pot gândi este Avangate. Avangate e un proiect din grupul GCAD, o companie care a ajuns din 2006 până anul ăsta la 250 de milioane de dolari. Valuation sau turnover? Turnover. Companie care a făcut un pas senzațional acum un an și jumătate și a mutat headquarters din România în Silicon Valley. Un proiect absolut extraordinar, cu impact global foarte mare. Este una din top 3-4 companii din lume care face ce face. Cu o rată de creștere de 80%. Poți să spui ce face? Să spui tu ce face. Să spun eu ce face. Da. E o companie care ajută firmele de software să vândă global online. Dacă ești o firmă de software sau de SaaS, foarte important și foarte modern, tot ce este în spatele lui Buy Button este făcut de Avangate. Este o idee preluată din ePayment. ePayment făcea același lucru focalizat pe România, dar across the industries. Avangate face același lucru across the globe, dar focalizat pe o industrie. Alminteri, de filozofic, exact același lucru ca ePayment, o altă nișare din așa, și este un alt business. Ok, super, mulțumesc. Mai avem o întrebare aici? Vreau să te întreb, în condițiile în care te-ai pregătit pentru un proiect, ești pe punctul de a lansa, ai investit și afli că cineva a lansat fix același proiect ca tine într-un mod mai simplist gândit, acum câteva luni, ce-ai face? Cum te-ai raportat la concurență? Adică ai continuat proiectul respectiv? Ai oprit investiția? L-ai regândit cumva? Cred că planurile tale trebuie să țină cont de competiție din momentul zero. În clipa în care gândești un proiect, trebuie să te gândești întotdeauna că cineva mai bun, mai deștept, mai bine finanțat decât tine va face același lucru. Chiar dacă aparent nu pare că este. Faptul că tu nu-l vezi nu înseamnă că nu există. Deci trebuie să ții cont de la momentul zero, din clipa în care ai ideea că cineva mai bun, mai deștept, mai finanțat decât tine face sau va face același lucru. Și trebuie să ai în permanență un secret sauce, un sos secret al tău care să te facă diferit și să ai un plan B despre ce faci dacă te prinde pe nepregătite, înseamnă că e nasol, înseamnă că nu ești pregătit să faci afaceri. Ai folosit vreodată într-una din companiile tale abordarea Lean Startup? Și dacă da, dacă ne poți împărtăși din experiența respectivă. Abordarea Lean Startup este o chestie cu foarte multe... Nu este o folosești sau nu. Poți să o folosești în marketing, poți să o folosești în development, poți să o folosești în management, poți să o folosești în finanțare, poți să o folosești în orice. Da, am folosit multe, dar nu pot să spun, uite, firma asta este cu Lean Startup și firma asta este fără Lean Startup. Este unul din foarte multele concepte pe care un antreprenor trebuie să le folosească. Sunt convins că toți dintre noi am folosit bucăți de Lean Startup, toți dintre noi am folosit bucăți fără Lean Startup. În
contextul economic actual și pe piața din România, este mai simplu să intri cu un produs sau cu un serviciu? Din punctul meu de vedere, serviciul este un produs. Deci ceea ce vinde o companie, din punctul meu de vedere, se cheamă produs. Dacă el este un serviciu sau un telefon sau un software sau ulei de mașină sau o combinație de primele două sau o combinație de toate, ăla este produsul pe care tu îl vinzi. Online sau brick and mortar? Din punctul meu de vedere, online only. Deci, întrebarea dar este a fost... din punctul meu de vedere, nu înseamnă altceva. Știu că am discutat la începutul ediției că nu pot să așa. Totuși, din punctul de vedere, de ce online și nu brick and mortar? Pentru dacă că, poți să ne spui. Din punctul meu de vedere, nu. Online nu este scalabil. Brick and mortar nu este scalabil. Și... Decât dacă îl gândești direct franciza. Dar franciza este singurul element de brick and mortar care este scalabilă. Da. Dar dacă o faci fair. Bine... Dacă o faci okay. Bine tot acolo și sunt ok cu asta, da. Raul. Roughly, în câte business-uri ai intrat cu exit strategy în minte? În toate business-urile am intrat cu exit strategy în minte. Ok, Alex Cudițan. Ai investit în clone, chestii preluate din alte marketuri pentru piețele locale? Dacă ai investit în clone, produse preluate, business-uri preluate din alte marketuri și adaptate pe marketul local sau pe alte marketuri? Nu cred că mă interesează o clonă care să se uite numai la marketul local, dar în general, deci dacă ai fi întrebat doar jumate din întrebarea investi în clone, răspunsul este da, și anume pentru că niciodată niciuna din firmele mari de succes nu au fost cele care au inventat. Toate sunt cele care sunt copiatoare. Google n-a fost primul motor de căutare, Facebook nu a fost și așa mai departe. Și atunci, da, este despre execuție. Ovidiu are o întrebare. Deci întrebarea era legată de abordarea de tip freemium, dacă ți se... Da? Free? Deci nu vorbești despre freemium. Toți sunt free și crezi că cei care încep să ofere inițial servicii free vor avea dificultăți în a trece în zona plătită și care este comentariul lui Radu? Eu cred foarte tare în modelul ăsta, doar că trebuie să ai un plan foarte bun înainte. Dai free de aici până aici, este foarte greu, ai dreptate, să zici, ok, până acum ți-am dat free 100%, de acum 20% plătești. Dar dacă 100% din ce dai free, păstrezi free și adaugi după aceea chestii plătite, then you are ok. Dar trebuie să ai un plan foarte bun înainte. Ok. Daniel. Cât de atractivă vezi în momentul ăsta piața din China? E o întrebare foarte interesantă. Eu știu că Radu petrece foarte mult timp în Asia, dar mai jos, în India, și cred că poate să ne dea câteva detalii. Pot să răspund foarte detaliat despre India. Despre China ai o singură problemă, și anume cum scoți banii de acolo. Piața este senzațională, este imensă, este extraordinară, dar trebuie să ai un plan foarte bun despre cum scoți banii de acolo. Dacă vrei să-i scoți, evident. Că poți să stai acolo. Dacă nu vrei să te însori acolo cu o chinezoaică. Îți face o bancă. În China. Piața indiană are are o caracteristică comună cu China și două diferite de China. Cea comună este că este foarte mare. Ezin, foarte mare. Nu știu cum să mai exprim. Un miliard și. Miliard este și. un miliard 300 de milioane de oameni. 20. 1 miliard 300 de milioane. E cam așa. Deci, foarte mare. Așa. Chestiile diferite, oricât ai discounta chestia asta, tot e foarte mare. Chestiile diferite sunt așa. Limba. Este foarte ușor să te duci să vorbești engleză în India și este foarte nasol să te duci să încerci să vorbești mandarină la chinezi.
când nu știi să te uiți să vezi că scrie Starbucks acolo. Ce? Așa. Și al doilea, legislația. Legislația este foarte complicată, nu poți să scoți bani din țară. În timp ce din India poți. Ok. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, sunt sigur că mulți ați păstrat pentru a vorbi în private cu Radu. Radu va mai rămâne până la 11:30, înțeleg că va rămâne și chiar mai mult. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu lui Radu. Va trebui, mai sunt două anunțuri de făcut înainte să trecem la partea de networking. Game Master-ul va da un premiu. Cui va da Game Master-ul premiu? Anca primește un premiu de la Game Master. Un ghid pentru Noua Zeelandă. Mulțumesc. Putem să vorbim. Da, vorbim după. Iar al doilea anunț pe care vreau să-l fac este legat de câștigătorul interviului. Cine este câștigătorul interviului? Ultima dată când m-am uitat era vorba de Emil Călinescu este câștigătorul interviului. Cei care se uită live la noi să aibă puțină răbdare până organizăm un pic setup aici să luăm interviul care va dura 15 minute. Cei care sunt aici pot să înceapă sesiunea de networking. Vă mulțumesc foarte mult. Play!